oxigen nu mai avem. Nesc un bată de plin, copii o fi. Next combat. Aha. Summon a minion. Frumiorta. Na, nu știu să zic aici. Cred că merg pe... Nu știu, n-am nicio idee. Na. Nu prea aveam nicio idee. Și elementali. Na. Hai să vedem cu ce să facem. Pe demonii am încercat data trecută, ați văzut cum a ieșit. Adică o duci bine, dar nu prea mult timp. Na, nici cum merg, nu prea. Luăm pe ăsta, știți ceva? Îl luăm pe ăsta, ari. Da, înțeleg ce ziceți, care... Să zicem că l-am fi luat pe ăsta și am fi pus Hero Power-ul. L-am fi vândut ce, ce sumonează și da, da, da. Dar... Și ce ne dea un pirat? Na. Cred, da, cred că ne dădea, că zice... You kill. Da, până atunci, să vedem dacă mai dai altcineva upgrade. 1. 1 a dat upgrade, 2. Luăm pe ăsta și Hero Power. Am putea să facem și upgrade totuși, dar... Da, să avem măcar minion pe masă, știi? Cam asta e chestia. Hai să vedem ce o scoate. Deci, versus... Jaraxxus. Ok. Da, adică asta vreau să zic că... Oh, demon, bun. Asta vreau să zic că... Să fac triple cu așa ceva? Se merită oare? Nici nu știu. Să fac triple cu așa ceva? Am o să fac, nu știu. Abar n-am. Ce-o fi, o fi. Momentan stăm cam prost cu HP-ul, că ne tot dă ăsta damage. Asta face pe bestii. Da. Da, e foarte posibil să nu vedeți cele mai strălucite mișcări din partea mea, dar asta pentru că... Ok, perfect. Pentru că nici ratingul meu nu e de mare. Așa. Și de aceea. Ba, ar merge încă un de-asta, dar ne luăm cam mult damage, știți ce zic? Hai să... Să luăm asta. Facem upgrade. Vedem astea. Hai să vedem ce triple facem, de 3. Să vedem ce recompense ne dă. Mamă, dar ne luăm damage, mă, serios. Asta e chestia. Summon a friendly. Choose a... Remove it. Abar n-am dacă a fost bine. Poftim. Aaa, și ne dă 3 gold. Băieți, v-am spus că n-o să vedeți cele mai strălucite play-uri aici. Se mai întâmplă. Bun, pe ăsta l-am câștigat, dar a mirosit 3 gol, ceea ce este foarte grav. Da, asta chiar n-a fost... N-a fost ok din partea mea, ci că ăsta este cel mai bun minion de tier 2, așa se zice, așa zicea Cripsau. Deci ăsta ce ar fi. E pirat. La
Adică putem să luăm, știi? Ne deranjează. Ăsta... Asta poate să fie bun, știi ce? Îl luăm. Așa. Vedeți? Pentru asta, de exemplu. Și înghețăm și facem și Divine Shield. O să facem. Stai să aranjăm puțin pe aici. În ordinea aceasta. Da, trebuie să ne învățăm să ne axăm pe mai multe chestii. Adică... V-am spus, cu demonii nu o să putem să o ducem prea mult. Deși pare... Dar, cum puteți vedea, suntem pe ultimul loc, pentru că ne luăm prea mult damage de la ăștia, de la ăștia. Dacă facem triple cu ăștia, atunci să zicem că păstrăm, dar nu știu cât de mult o să mai rezistăm, pentru că să ne menținem și noi HP până la urmă. Uite, ăsta, deși nu a făcut cu demoni, deja s-a stratificat aici. Mi s-a întrebat puțin sunetul, nu băgați în seamă. Sunt erori de la Windows. De la Windows-ul activat. Așa. Da, desigur, desigur. Am putea să facem upgrade, dar chiar aș vrea să mai găsim unde ăsta, pentru că... Văd că ceilalți deja au făcut upgrade și sunt cam singurul care nu a făcut, deci... Să zicem. Și mai căutăm. Oricum, momentan stăm bine, nu ne grăbim cu nimic. Ok. Să vedem acum. Dați-mi 2 secunde. Așa, realizați că au fost mai mult de 2, dar na, ați prins ideea. O clipă, un moment. Așa. Hai să ne vedem acum cu ce luptăm. Pirați. Și asta? God Coin. Farmează după urma lui ăla. Da. Asta văd că a găsit. Vă realizați cât de multe chestii de astea a găsit? El acum ar trebui să facă tire up imediat. Nu? 14. Să vedeți că asta face tire up mai mult ca sigur acum. Cât să mai dea hold. Ok. Întrebarea este... Facem upgrade sau mai așteptăm? Da, v-am spus... Acum trebuie să ne gândim. Toată lumea a făcut. Bă, cred că fac și eu. Da. O să fac și eu. Hai să vedem. Deci ăsta am înțeles că e foarte bun, da? Ok, dacă este foarte bun... Nu știu, e... Habar n-am. Tant. Nu știu ce să zic. Facem așa. O să ne luăm damage de la ăștia, asta e problema. Asta e singur, așa e bun. Vedeți? Ne luăm prea mult. Ok. Asta? Bestie. Ok, deci a făcut așa. Puzzle box, de random. Minion in Bob Tavern to your... In Bob Tavern to your hand. N-ar fi from Bob Tavern to your hand? N-ar, desigur, să nu ne amestecăm unde nu ne fierbe oala, desigur că acesta este maxat, uite ăsta, vedeți? Asta a fost problema mea rău la demon. Data viitoare o să ne alegem mai precaut cu ce să începem. Dacă s-ar putea, bineînțeles, să poviți și voi porcăria aia să nu se mai bafeze, ar fi de preferat. Ok, l-am bătut, dar... Dar da, să vedem. Să vedem în continuare. Ce avem aici? Oh, demoni. Da, pentru 2 demoni.
Bun, hai să facem, să începem să farmăm cum ar veni. Tier 5 are cineva? A făcut triple, are ăsta tier 5. Ok. Sau tier, nu știu. Să nu le încurc. Bă, cred că e bun și ăsta, nu știu. Oricum mai întâi. Așa, give you other new logs, nu mai luăm demoni. Gata, s-a terminat cu demonii. Băi, nu spune tu mie ce să fac. Ok, cred că, pentru că nu ne-am de triple, pentru că este un jegos. Bă, mai taci? Ok, deci... ăsta... Buffăm. Și data viitoare o să vedem ce facem și cu asta. Acum nu mai am timp să mă gândesc. Da. Ok, în urmă cu primul loc s-ar putea să ne încasăm destul de tare în buza aici, după cum spuneam. Bineînțeles că... Ok, bine. E bine că n-apucă aia să tace prea mult. Ok. În norocul nostru ne-am descurcat destul de bine cu acesta, pentru că puteam să ne încasăm foarte, dar foarte grav, pentru că am atacat prima oară acele bestii și se pare că l-am cam dominat aici. Așa. Exact, asta o să fac. Da, pentru că travel nu ne dă și este un jegos, o să, nu știu, mai... Deci că mai așteptăm, poate găsim triple-ul. Să, până atunci... facem așa... Aici... Și... Stop puțin... Deci, 1... 2, 2 la tier 5, 2 la tier 5, scuzați-mă. Da, hai să nu mai stăm de vorbă și să căutăm. Aici nu avem ce să facem. E, iată că aici avem ce să facem. Am spus eu, sau să mai așteptăm? Să mai așteptăm? A, nu știu. Bun, e bine care. Ok, și ceva? Ah, e demon, lol. Mi-am luat și damage, perfect. Hai că se buffează minionii mei încet, încet. Da, asta este downside-ul. La demoni, vreau să zic, și la murloci, pentru că ați văzut... Sunt puternici, îi bafez cu poison și cu așa și așa. Dar, na, viața lor nu... Mama, de la fixă, nu. Unu. Normal. Ce să mai... Mai aveam 3 steluțe în plus sau câtă era ăla. Ok, hai să nu devenim toxici, hai să ne gândim logic. Hai să vedem. Da. Mă tentează foarte, foarte tare să continui pe demon dacă mi-a dat această carte, dar... nu știu. O să o luăm totuși. Problema e că nu avem demoni. Ok, timpul să facem și noi upgrade. Da, cred că mai trebuia să mă aștept, dar nu pot să... nu știu. Hai să vedem aici. A, și nu mai am aia. Controlăm demoni. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble.
Cred că o să scoate pe asta sau ceva, nu știu. Asta a făcut tot... Ăsta vreau să-l iau. Ăsta neapărat trebuie să-l iau. Hai că am înțeles. Ăsta e foarte toxic și foarte bun. În sfârșit. Ia, că se poate. Avem o șa. Ok, out. De fapt, ăsta... Nu știu, dacă nu e de tra... Ah, hai că era să fac și eu. Da, mai iau ca să... Na. Pentru că eroul meu este imun și, după cum puteți vedea, mă doare în... Așa... E că nu prea mă interesează asta, o să zic. Foarte bun asta. Dar chiar mi-aș dori așa, din toată inimioara mea... Să găsesc și o tripod pentru asta, dacă se poate. Dacă se poate. Momentan, stop. Ah, ce? Ok. Stop puțin. Trebuia să mai... Da, nu, n-am timp să mă urc... Ohoho, Armagedalonul! Dacă... Ar fi mișto să-l facem, dar trebuie să ne reamenajăm totul. Poate fac și o tripod-ul, nu știu, zic și-o. Mai face cineva cu demoni în afară de ăla? Ah, 1, 2. 3. Fac și alții, da. Ăsta e top. Măsa top fac nimic. Așa. Deatra tâls. Taunt. Da. Facem pe demon, nu știu. Avem, suntem prea avansați cu demonii acum. Ca să mai dăm înapoi. Hai că trebuie să ne mișcăm puțin mai repede, nu putem să stăm. L-aș pune și pe ăsta, sincer. Și un mic upgrade. Că nu strică, nu? Bun, păstrăm astea ca să bafăm și... atât. Nu știu ce să zic. Nu știu, mă tentează ăsta, dar în același timp nu știu cât o putem trage așa de coadă, știți că... Cum s-ar zice, că... Na. Dar vreau să profit de drop-ul ăsta și de asta am făcut. Da, e posibil... Foarte posibil să o cam încheiem acum. Pentru că uitați cu ce se prezintă, tot pe demon și a făcut și taunt, deci trebuie mereu o combinație. Poate, dacă fac și rost de asta, poate facem ceva. Poate reușim. Perfect, ăla, Divine Shield-ul ăla, hai că... A fost perfect ăla. Cât să-i dea Divine Shield-ul jos. Vedeți? De exemplu, ăsta a fost un moment în care ăsta chiar și-a culminat, a fost un OP care a dat la... Da? De asta am ținut eu să păstrez. Cu asta mai luăm și din ăștia și mai creștem și așa, adică... Nu e chiar... Ăsta să zicem. Nu știu, sau ăsta.
Ăsta ca să mai crească. A, barna, nu am pe fiecare. Cine știe ce să mai facem? Auzi, hai să luăm și pe ăsta. Facem pe toți stunts, că nu e nimic de... în afară de ăsta. Nu? Am și pe ăsta. Dacă aș face rost de aia, care știți voi la ce mă refer, dar fi chiar rupe, dar nu am. SEO asta? Deadly Spore, asta n-are niciun tag, nu știu, e aiurea. Asta, o să de la demon la 1 plus 1. Băi, e bine venit, dar știi cum se zice. Adică decât să dau refresh să văd că tot nimic nu-mi pică, na. Mai bine așa, știți? Bun, ca să mai farmeze ăla o să... Ok, ținem ca să bafăm și... Și poate dacă fac rost de aia de taunts, mergem și pe taunts. Chiar ar fi bun. Asta e bine că se bafează, dar ia uite pe ăsta, ia uite pe șmecherașul ăsta. Mamă. Încă atâși, dacă se fac trade-urile așa, pe bune, dacă de... Aoleu, uite cât damage îmi dă asta. Și de pe locul 2 am ajuns? Bă, trebuie să facem ceva. Nu mi-a dat triple, sunt foarte supărat. Foarte supărat sunt că nu mi-a dat triple. Trebuie să facem ceva, nu știu, iau pe ăsta, dar așa cu disperare, știi? Nu știu de ce... Ești, nu știu ce să... Cred că mai bine iau killboard-ul ăsta decât să... merg și să văd că oricum nimic bun nu iau, știi? Adică ce... logică mai are. Bun, deci asta ar trebui să fie o rundă gratis. Așa că nu trebuie să ne speriem, o să-l țin pe ăla. Ok. Nu? Bun, deci asta ar trebui să fie easy, pentru că asta e să vedem. N-ar trebui să întâmpinăm probleme aici, nu-i așa? Bă, e bună și asta. Bună. Bă, cum? Cum se nimerește, mă, că exact ăla îmi dă în Divine Shield, pe bune? De fiecare dată. De fiecare dată. Așa, discuții pe lângă subiect de... Și aducem puțin vorba și de RNG-ul în Hearthstone. În general, mai ales în Constructive, nu-i așa? N-ar și în Battlegrounds. Nice work out there. Keep up the pressure. Keep up the momentum. Total corruption, total power. Asta nu e demon. Asta... Oh. Oh, bun. Uitați, de exemplu. De exemplu, dar nu știu dacă mai apuc eu vreodată să fac, știi? De asemenea, dacă le iau pe ăsta, nu știu dacă mi-l mai dă. Ar fi forță. Dar nu, mai am nevoie de un minion totuși, nu pot să stau așa mereu, știi? Hai să mai vedem ce mai... Okay. Another satisfied. Custom.
Bă, ce-aș vrea să-l pun pe ăsta? Asta se adaptează de două ori, deci nu e. Cine știe ce? Ăsta nu e bun. Degeaba are 30 de viață cu 5 atac. Pentru că nu așa se face. Imama! Bine tăti, asta, aia zic. Nici nu știu să pun asta în loc de... Nici nu-mi vine să fac asta, știi? Adică, cine știe, poate... Hai că s-ar... Ah, ăsta... Cred că suntem cam papa, cred că mai bine îl punem pe ăsta. Vezi, cred că mai bine îl punem pe ăsta. Bă, n-ai ce să zici, ne-am descurcat, dar... 19... Ăsta acum să spawneze ăia forță. Uite, vedeți? Asta că se bafează. Chiar puteam să continuăm frumos, dar nu știu dacă mai putem. Da, e compromis, n-am ce să fac. O dată... Mai avem o tură. Na, adică să nu facă cineva speranțe sau ceva. Finally ai venit. Da, și asta nu știu dacă mai avem timp să... Știi? Nici nu știu. În locul la ce? La... Adică nu știu dacă mai avem timp de ăsta, știi? Hai și noi cu trei pe luase, poate? Ce să se poate, mă? Ce să se... Nu știu dacă fac bine ce fac, dar alte opțiuni momentan nu găsesc, nu știu. Dacă făceam triple era, nu știu ce să mai fac. Plus că, na, GG. Exact. Poate face imp, mama, o minune, nu știu. Poate face mama impilor-o, am înțeles. Poate să descurca bine dacă stă să ne gândim, știi? Adică nu știu ce mai puteam să pun asta, să sper că... Na, și ăsta intra în Divine Shield sau nu știu ce, știi? Să stă la fel, nu cred că curățam eu prea mult. Triple pentru ăla nu mi-a dat, Armageddon deja eram pe demon, adică... Din postura mea am încercat să fac ce mai bine, știi? Na, v-am spus că nu o să vedeți cel mai miraculoase play-uri, dar eu, meciul ăsta, eu consider că am făcut tot ce se putea. Dacă am ratat unele chestii, nu știu, dar mi se pare chiar am păstrat aia doi ca să-mi dea și mie triple-ul ăla, dar i-am păstrat sincer că am mult timp, adică chiar am sperat, hai mă că o să-mi-l dea, hai că se poate, hai, poate după refresh-ul ăsta, poate după ăsta, poate după în runda viitoare, dar nu mi l-a dat. Asta este. Nu știu, dacă aveam, de exemplu, superputerea la, cum îl cheamă pe ăla, de-l joacă toată lumea acum, și este și erou în Battlegrounds, e Murloc-ul ăla care mănâncă, în Constructive, care mănâncă minionul din mâna oponentului și îi se adaugă, na, se bafează cu ce stați avea el. Și există și erou și Hero Power-ul, de exemplu, na, asta în Battlegrounds. Îl puneai pe un minion de-al tău și statisticile lui se transferau la altul și tu primeai un gold și făceai loc. Adică dacă aveam puterea aia, să zicem, dar deja decât pentru triple, adică dacă eu n-aș, poate nu mai era în pool, ca să zic așa. Nici nu știam, nu. Asta a făcut cu Killboss ultimul sau nu mai știu, mai era și... Na. Asta este. Tot pe demon am fost, am încercat. Asta de pe ultimul loc, na. A fost mai solid puțin așa.
Dar pentru un run cu demoni, eu zic că am mers destul de bine, ca să zic așa. Am încercat să fac tot ce e posibil. Mi-a dat Armageddonul atunci și ce mai era să fac atunci? Să stau să golesc, să masă, să încerc să... Adică aveam deja statisticile alea, mi-era un pic așa, știi? Aveam minunii aia mari și, dacă v-am spus, dacă aveam hero power-ul la mirlocul ăla, da, atunci să zicem că încercam să rotez puțin așa de ce minune aveam de trupe, de tipul trupelor, așa, încercam să amestec puțin și poate foloseam și Armageddon și luam un poisonous. Apoi în sporul ăla de 1 și 1, ce să fac cu el? Adică îl puneam primul, nu știu ce, dar trebuia să scot un demon de la cu așa. Iarăși aveam destul de bine stacat cu taunții, aveam pregătit. Cred că nu știu dacă m-am mai luat și pentru ăla care se bafa, unul sau nu știu cât se bafa. Și nu știu dacă am făcut pe el și eram pregătit și pentru triple. Deci, na, adică, cu siguranță, poate sunt unul dintre voi care zic, bă, da, ești un pic cam nab, acolo e atât, acolo nu știu ce. Da, asta este, adică, na. Ca spectator așa poți să zici orice. Și poate sunteți rank, poate sunt rank mai mic. Și asta este chestia. Că nu prea știu și chiar dacă voi sunteți rank mai mare. Asta este. Dar ne-am descurcat destul de bine, a fost un an bun și o să urmeze niște ranuri și mai proaste. Deci, na. Asta ca să înțelegeți, da? La ratingul ăsta. Da. Oricum, avansăm și încercăm să vedem ce este cel mai bine. Eu v-am salutat și ne vom revedea data viitoare.